Nu am să mai fier pe nimeni, pentru că mai este o probă foarte grea. Și mâine urmează final. Așa că am să vă spun că, din păcate, vor pleca acasă acum. Ionuț și Mihai Ionescu. Așa ceva este imposibil! Deci așa ceva este imposibil! N-ai cum! N-ai cum! Este incredibil! De jurizare! De jurizare. N-ai cum să faci așa. N-ai cum să jurizezi așa. N-ai cum să jurizezi așa. Când am conștientizat că trebuie să plec acasă, nu am știut fizic cum să reacționez. Mi s-a blocat creierul, a rămas acolo așa. Băi, ești nebun, cum... Efectiv, mi s-a oprit creierul, nu știu. N-am avut nicio reacție, nu știam ce să fac. Să ies acu din platou sau să mai stau sau... Nu știam ce trebuie să fac. Ce e asta? N-are cum. Ce ai făcut, mă? Trăiesc cu ideea că era bun și că dacă erau ei în juriu, eu mergeam mai departe. Adică mă mulțumesc cu ideea asta. Faptul cum e consumat, sunt dat afară. Bă, ce ai făcut, mă? Eu nu mai înțeleg nimic, jur. Da, fără așa, dar n-am. Stam pierdut pe lingura. Ciudat. Ciudat. Am avut alte două, trei farfurii care au fost sub farfuria lui Ionescu. Deci nu poți să faci o mizerie de genul ăsta. Dacă voi doi v-ați gândit că faceți amândoi desert de ciocolată și după aia să dați termen de comparație între unul bun și unul prost, greșiți. Nu se face așa ceva. Dar în niciun moment nu ne-am vorbit. Ți-a trecut glonțul pe la ureche. N-ai de două ori norocul ăsta. A trecut, nu l-am auzit. Important e că am trecut mai departe. Veniți-vă la final. Hai. Hai. Mai avem puțin. Mai avem puțin până la finală. Atâta. Atâta mai. N-am mâncat în viața vieților mele o varză mai infectă ca aia. Bă, nu infectă. Nu puteai să o mănânci. Nu mă așteptam să trag hangii mai departe, după ce am gustat. Dar, repet, din nou, gusturile nu se discută.